Deși nu se anunță căderi masive de zăpadă, comandamentul de iarnă a luat măsuri pentru ca intervențiile de dezăpezire să decurgă bine și să se intervină cât mai eficient. În acest sens au fost pregătite 3 utilaje complet echipate pentru împrăștierea clorurii de calciu, a materialului antiderapant, dar și pentru degajarea zăpezii. La acestea 3 se mai adaugă și un alt utilaj similar, dar căruia îi lipsește sărărița, fiind dotat doar cu lamă frontală și cu echipament pentru clorura de calciu. În plus, sunt pregătite pentru a fi scoase pe teren 2 tractoare cu pluguri, 2 mașini care se împrăștie material antiderapant și 7 motofreze pentru degajarea zăpezii de pe trotuare. În afară de utilajele pe care le-am enumerat, avem 60 de oameni care sunt pregătiți cu lopeți și care vor, în prima etapă vor împrăștia materialul antiterapant, care se află stocat în 60 de saci de capacitate mare în intersecțiile din pe raza municipiului. Au fost observați acești saci, deci prima măsură care o facem cu acești 60 de oameni, intersecțiile pentru a nu se produce derapaje sau accidente provocate de autoturismele care sunt în trafic. Și pentru a se putea acționa non-stop cu utilajele de dezăpezire, pe acestea vor lucra 2 schimburi a câte 12 ore, timp în care la primărie va fi asigurată permanența. Informațiile cele mai corecte pe raza municipiului le avem prin dispeceratul poliției locale, deoarece patrulele care le avem mobile și pedestre pe raza municipiului ne țin la curent cu tot ce se întâmplă în municipiu. În așa fel încât atunci când este nevoie, noi acționăm ca să nu producem alte pagube pe raza municipiului George. Pagube referindu-ne la arterele nedegajate unde se pot produce accidente.